Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Iată principalele informații din jurnal. Explozie la ștrandul din Acâș, un copil de 6 ani și părinții săi au ajuns la spital cu arsuri grave. Premierul Victor Ponta în China, primarul Dorel Coica a călătorit cu același tren acum 2 săptămâni. DGASPC și poliția s-au autosesizat în cazul prezentării de modă de la Ardud. Mai multe informații imediat la știri. Un copil de 6 ani și părinții săi au suferit arsuri grave în urma unei explozii produse la ștrandul din Acâș. Aceștia au fost transportați aseară cu un avion militar la București. Astăzi, specialiștii din cadrul poliției s-au deplasat din nou la fața locului pentru a stabili cauza exploziei. Doi adulți și un copil de 6 ani au suferit răni grave pe 70-80% din suprafața corpului după ce a explodat o conductă de apă termală la ștrandul din Acâș. Aceștia au ajuns în stare gravă la spital, iar aseară au fost transportați de urgență la Spitalul de Arș din București. Starea e, din păcate, destul de gravă, în sensul că cam toți trei, și copilul și părinții, au o suprafață destul de mare arsă, undeva 70-80% la adulți și cam 60% la copil. Am început tratamentul medicamentos pentru durere și am transferat la sala de operație, la chirurgia plastică, care a făcut toaleta, respectiv pansamentul steril. La București, părinții la Spitalul de Arș din București, copilul la Spitalul Grigore Alexandrescu, tot secția Arș. Polițiștii au demarat verificări pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt, dispunerea măsurilor legale care se impun în acest caz și tragerea la răspunderea eventualilor responsabili de producerea evenimentului. Polițiștii au fost sesizați despre faptul că la ștrandul din zona de agrement Acâș s-a produs un incident în urma căruia mai multe persoane au suferit leziuni. La fața locului s-a stabilit faptul că doi adulți, soț-soție și copilul minor al acestora în vârstă de 5 ani, care se aflau într-o încăpere destinată băilor la vană, au suferit leziuni. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean Satu Mare pentru a li se acorda primele îngrijiri medicale. Polițiștii demarează o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale în acest caz. Potrivit unor surse, explozia ar fi fost produsă de la o țigară aprinsă în camera de baie în care erau gaze provenite din apa termală. Starea răniților este gravă, medicii bucureșteni declarând presei naționale că șansele lor de supraviețuire sunt foarte mici. Femeia are arsuri pe 85% din suprafața corpului, bărbatul pe 65%, iar copilul pe 60%. Grav este faptul că le-au fost afectate căile respiratorii. Aceștia sunt la terapie intensivă, iar până când starea nu li se stabilizează, medicii nu pot interveni chirurgical. Aflat în vizită oficială în China, premierul Victor Ponta a călătorit cu TGV-ul. La finalul voiajului, șeful guvernului a spus că visează la un tren de mare viteză și în țara noastră. Linia ferată ar urma să lege Bucureștiul de Iași și de Chișinău. Avantajele unui astfel de mijloc de transport au fost apreciate și de primarul Dorel Coica, care a călătorit la rândul său cu un astfel de tren în cadrul vizitei sale din China de acum 2 săptămâni. Premierul Victor Ponta și soția sa, europarlamentarul Daciana Sârbu, au călătorit cu un tren de mare viteză de la Beijing la Tianjin. TGV-ul a rulat cu aproape 300 de km pe oră și a reușit să parcurgă cei peste 125 de km în doar 33 de minute. La destinație, delegația României a fost primită cu buchete imense de flori. De când n-am mai văzut din asta?
Premierul Victor Ponta a declarat că executivul României și cel al Chinei analizează posibilitatea unei linii feroviare de mare viteză pe ruta București-Iași-Chișinău. România are nevoie, nefiind distanțe atât de mari, de tehnologia care prevede 200-250 de kilometri la oră. Ați văzut, pentru București-Constanța, viteza de 160 de kilometri pe oră schimbă fundamental datele problemei, a precizat premierul. La Tianjin, Ponta a vizitat și un parc tehnologic. Șeful guvernului a discutat cu omologul său chinez, Li Keqiang, și despre stadiul actual al proiectelor pe energie. Cei doi oficiali au semnat un contract pentru modernizarea grupului 4 și realizarea instalațiilor de desfășurare a grupurilor 3 și 4 de la termocentrala Mintia-Deva. În toate aceste domenii, România are încredere în nivelul tehnologic pe care companiile chineze îl dețin deja și în competitivitatea proiectelor pe care le desfășurăm împreună, repet, în domeniul energiei, în domeniul infrastructurii și al agriculturii. Vizita premierului Victor Ponta în China se va încheia mâine. Audiențele desfășurate azi dimineață la instituția prefectului au scos la iveală diverse probleme, de la cele de fond funciar până la conflicte personale. În fața prefectului Eugeniu Avram și a reprezentanților instituțiilor deconcentrate s-au prezentat 8 persoane, printre care și cetățeanul Marius Demian, cunoscut pentru situația din localitatea Păulești privind retrocedarea terenurilor unor cetățeni în favoarea familiei acestuia. Marius Demian, domiciliat în județul Arad, s-a prezentat astăzi dimineață în cadrul audiențelor pentru a-și exprima nemulțumirea în ceea ce privește Comisia Județeană de Fond Funciar și Comisia Locală de Fond Funciar din Păulești. Acesta reclamă retrocedarea aproximativ 150 de hectare de teren intravilan și extravilan de pe raza localității. Demian susține că o serie de sentințe judecătorești irrevocabile nu au fost puse în aplicare de autoritățile competente până la această dată. Contestația la executare trebuia amendat primarul și trecut la îndeplinirea hotărârilor. Prefectul Eugeniu Avram s-a arătat decis să pună capăt cât mai repede aceste situații care se tergiversează de prea mult timp. În acest sens, acesta a propus ca problema să fie discutată în cadrul unei întâlniri comune în care să fie convocate toate părțile implicate. Vă propun, dacă sunteți de acord, să facem convocăm o ședință comună, Comisia Locală și Comisia Județeană, și să analizăm. Marius Demian este succesorul bunicului său și revendică 150 de hectare intravilan și extravilan de pe raza localității Păulești. Acesta a intentat până acum 277 de procese pentru recuperarea terenurilor din Păulești. Workshop cu Ghiozdanul. Este vorba despre un eveniment organizat pentru începutul de an școlar. Mai multe informații imediat la știri. Șapte lanțuri și o cătușă mă țineau legată de ușă, și de ușă și de bani. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare a declanșat o anchetă în cazul mai multor tineri în vârstă de 16 și 17 ani, eleve care au participat la o prezentare de modă unde au apărut pe scenă purtând lanțuri, cătușe și căluși la gură. Și poliția va face o verificare pentru a vedea dacă există elemente constitutive privind săvârșirea unei infracțiuni. Prezentarea de modă a designerului Jolt Popa, intitulată Barbie Funeral, a avut loc în localitatea Sădmăran Ardut și a cuprins elemente sadomasochiste, iar manechinele de 16 și 17 ani, eleve la licee din Satu Mare, au purtat lanțuri, cătușe și căluși la gură. 40 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani din Bulgaria, Ungaria, Polonia și România participă la un proiect care se derulează în perioada 29 august-9 septembrie în Negrești, Oaș. Proiectul intitulat Young Europeans Feeling at Home in Oașland este derulat de Asociația pentru Sprijin și Dezvoltare Comunitară Țara Oașului și își propune cunoașterea, conservarea și promovarea tradițiilor din aceste ținuturi. În cadrul proiectului, tinerii participă la diferite ateliere cu scopul de a deprinde tainele unor meșteșuguri tradiționale, dar și la activități cultural-artistice axate pe zestrea țării Oașului. Young Europeans Feeling at Home in Oașland este un proiect finanțat prin programul Erasmus. În școlar vine și cu noi directori, după ce inspectoratul nu le-a mai prelungit mandatele. Unii au ieșit la pensie, alții au fost înlocuiți pentru deficiențe manageriale. După consultări prealabile cu autoritățile locale, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare a luat decizia de a schimba 34 de directori de școli din județ. Este vorba de 18 directori generali și 16 directori adjunți. Începând cu 1 septembrie 2014, s-au fost câteva schimbări la funcțiile de director, respectiv director adjunți din unitățile de învățământ. Sunt numiți prin detașare interesul învățământului până la organizarea concursului, numai târziu de sfârșitul anului școlar, respectiv 31 august 2015.
Motivele pentru care au fost schimbați sunt multiple, diferă de la caz la caz, respectiv unii au intrat în pensie, alții au solicitat să nu mai fie numiți, iar alte persoane au avut disfuncționalități în comunicarea dintre autoritățile locale și conducerea școlii sau între inspectoratul școlar și conducerea școlii. Decizia a fost luată de noul inspector școlar general pentru a dovedi transparența activității inspectoratului școlar, precum și pentru a putea veni cu soluții acolo unde sunt probleme. Internatele din Satul Mare sunt pregătite pentru noul an școlar. Pe parcursul vacanței de vară au avut loc modernizări la mai multe cămine școlare, unde au fost adus mobilier nou. Valoarea chiriei pentru elevi este similară cu cea de anul trecut și diferă de la unitate școlară la alta. Cam fiecare an, unul dintre cele mai căutate internate școlare este internatul de băieți al Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu. Pe parcursul verii au avut loc modernizări în camerele unde vor fi cazați cei 65 de elevi proveniți din zona Codrului, zona Oașului sau care provin din centrele de plasament. Totodată, pe lângă elevii care vor urma cursurile de la Colegiul Ion I.C. Brătianu la respectivul internat școlar, se vor caza atât cei care învață la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș și mai ales cei de la liceul cu program sportiv, întrucât internatul acestui liceu se află în plină modernizare. Deja am preluat cereri de la, și de la înscrierile celor de clasa 9, avem deja cererile, suntem pregătiți, ultimele retușuri se fac, se zugrăvește acum baia, dușul și așa mai departe. Mai pot veni elevi? Sigur, îi așteptăm, de acum vor veni din 15 și după aceea. Câte locuri? Pentru elevi avem 65 de locuri, pentru că sunt 5, max, 4, maxim 5 într-o cameră și atunci am redus numărul de locuri. La internatul Sant Alaios al liceului romano-catolic Hamianoș din Satul Mare s-au făcut modernizări pentru ca elevii să beneficieze de condiții bune noul an școlar. Chiria percepută elevilor este de 150 de lei pe lună. Deși mai sunt încă două săptămâni până la începerea școlii, majoritatea elevilor au hotărât ca și anul acesta să rămână în aceleași internate în care au stat și anul trecut. Internatul Sfânt Alois al școlii Hamianoș este pregătit de bine. În toată vara s-a lucrat în acest proiect. 12 camere au fost renovate, vopsite, pregătite pentru anul acesta, apoi și au fost mochetate câteva camere, apoi mai este gata și sala de prânz, unde se ia prânzul, capela, au fost renovate și în afară chiar au fost vopsite gardul, pregătit chiar pentru a veni în acest internat. Un alt internat important din municipiul Satu Mare este cel al liceului teoretic german Johann Ettinger. Acolo, anul trecut, chiria era de 300 de lei camera pe lună și se împărțea la numărul elevilor aflați în cameră, iar cei cazați în internat beneficiau de 3 mese pe zi, pentru care plăteau 12 lei. Copiii din cadrul parohiei Lipău au expus azi la Casa Corpului Didactic din Satul Mare 10 de icoane pictate pe sticlă în cadrul unui eveniment inedit, la care au fost prezente numeroase personalități politice, culturale și religioase. Ideea expoziției a aparținut preotului paroh Ioan Iederan, care a organizat în timpul vacanței un atelier de creație cu intenția de a le descoperi copiilor o altă latură a bisericii. Evenimentul s-a bucurat de aprecierea tuturor celor prezenți, dar în special de cea a Episcopiei Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, reprezentată prin preotul vicar Vasile Augustin, care i-a răsplătit pe aceștia cu iconițe și diplome. Expoziția reprezintă de fapt o rugăciune în culoare a fiecărui copil și o dragoste pentru ce este frumos. Prin metoda asta și mai ales prin pictură am legat copilul de biserică, de rugăciune, de dragoste pentru țară, pentru că sunt tradițiile și bucuriile pe care ni le exprimăm prin pictură în fiecare vară, nu numai anul acesta. Anul acesta am ieșit și noi un timp mai la aer, ea că mi-e părintele vicar. Totul le facem pentru ca copilul să-și regăsească liniștea și toate le-am realizat la casa parochială, să-și regăsească liniștea și bucuria prin pictură, sigur că ne-am s-o și jucat acolo, s-o și simțit bine. De aceea este de lăudat părintele de la Lipău că a luat pe cont propriu și-a organizat această frumoasă tabără, pentru că nu toți copiii au posibilități materiale să meargă la mare sau la munte. Și atunci trebuie biserica împreună cu școala să creeze și pentru acești copii un spațiu de întâlnire.
16 copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani și-au exersat răbdarea, perseverența și atenția la detalii timp de 2 luni pentru a prezenta în fața audienței peste 40 de icoane pictate pe sticlă. Părintele paroh Ioan Iederan s-a declarat mândru de activitatea copiilor care doresc să vândă icoanele și cu banii adunați să-și cumpere rechizite școlare. Aceștia au primit aprecierea și susținerea vicepreședintelui Consiliului Județean Mircea Govor, care s-a arătat încântat de munca micilor artiști. Mă bucur să văd atâta talent într-o localitate mică, cum este Libău, și parohia pe care dumneavoastră o păstoriți acolo. Eu din suflet vă spun și vă transmit toate gândurile bune și tot sprijinul meu în calitate pe care o am de vicepreședinte a Consiliului Județean, de altfel împreună cu președintele Consiliului Județean, totdeauna a fost alături de bisericile din județul Satu Mare, inclusiv de dumneavoastră. Corect. Și vă asigur că și în viitor, mai mult decât am făcut-o până acum, când văd cât talent există în mâinile acestor copii minunați. La eveniment au mai participat directorul Casei Corpului Didactic Ioan Viman, inspectorul școlar general Claudiu Mondici, preotul protopop Ioan Socolan, cadre didactice din județ și rudele copiilor. Zeci de copii nevoiași ar putea beneficia anul acesta de rechizite școlare gratuite prin proiectul caritabil Nouă ne pasă, dăruiește un ghiozdan. Acesta presupune participarea la un workshop motivațional susținut de Mircea Chira, antrenor în motivare, leadership și public speaking. Pentru a participa, sătmărenii sunt invitați să doneze un ghiozdan nou sau folosit, cărți sau rechizite școlare. Un seminar de leadership motivațional având ca scop caritatea. Adică participanții, în loc de bani, de o taxă de participare, contribuie cu un ghiozdan rechizite școlare în valoare de aproximativ 50 de lei, care vor fi donate ulterior copiilor nevoiași din orașul Satu Mare. Cred că mai mult m-am autoinvitat eu. A fost reciprocă propunerea, cum ar veni, și cei de la Satu Mare au binevoit să mă primească și să mă ajute să fac acest seminar. Workshopul se adresează atât oamenilor de afaceri, cât și viitorilor antreprenori, iar subiectele discutate îi vor ajuta pe participanți să-și elibereze potențialul și totodată să facă și un gest caritabil. Rechizitele și ghiozdanele sau contravaloarea lor vor fi donate copiilor din cadrul Asociației Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului din Satu Mare. Rolul meu este de a mă ocupa ca donațiile primite la acest workshop să ajungă la Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. I-am contactat în ideea că știu că întâmpină dificultăți, mai ales la început de an școlar, și mi s-a părut o idee foarte bună ca donațiile, rechizitele, ghiozdanele, caietele, tot ce se primește la acest workshop, să ajungă la dânsii. Workshopul va avea loc marți 9 septembrie de la ora 18 la un hotel din centrul municipiului și se desfășoară în mai multe orașe, printre care Arad, Oradea, Baia Mare și Brașov. Mai multe detalii pe pagina de Facebook sau pe www.norvest.ro. Avem acum știri pe scurt, aflați despre contestațiile depuse la bacul de toamnă, dar și despre o femeie dispărută. După afișarea rezultatelor la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2014, a fost înregistrate contestații pentru 157 de lucrări scrise, din care la limba și literatura română 83, limba și literatura maghiară maternă 3, istorie 6, matematică 27, biologie 17, chimie o contestație, fizică 3 și geografie 17. Contestațiile sunt soluționate în perioada 2-3 septembrie, iar în data de 4 septembrie vor fi afișate rezultatele finale. O pensionară în vârstă de 78 de ani este căutată de polițiști. Polițiștii sătmăreni desfășoară activități pentru găsirea femeii care a dispărut de la domiciliu la sfârșitul lunii trecute. În 27 august a plecat de acasă și nu a revenit. Floare Balea are următoarele semnalmente: înălțime 1,50 m, 1,55 m, 45-50 de kg, constituția astenică, păr grizonat, fir drept, lung până la nivelul umerilor, față ovală, tenul alb, ochi căprui, buze subțiri, fără semne particulare. La momentul dispariției, aceasta era îmbrăcată cu o fustă de culoare verde închis, mai multe bluze din material textil de culoare deschisă, iar în picioare purta pantofi de culoare neagră. Cei care pot da informații cu privire la prezența acestei persoane în diferite zone sunt rugați să le furnizeze cele mai apropiate unități de poliție sau să apeleze Serviciul Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Continuăm jurnalul cu sport, prezentat de Florin Mureșan și meteo cu Raluca Jofi. Rămâneți aproape! We'll be right back.
Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Olimpia pare a fi prima echipă de fotbal din țară care intră în Hora Ice Bucket Challenge. Imediat după antrenamentul de azi dimineață, toți jucătorii împreună cu antrenorii s-au prezentat pe gazon cu găleata, cu apă și gheață, iar înainte de a trece la ineditul duș, capitanul Cosmin Iuhas și veteranul Dan Gavrilescu au lansat alte trei provocări. Provocării președintelui nostru, Băbuz Daniel. În continuare îl nominalizăm pe domnul vicepreședinte Câmpian Ioan, pe domnul consilier de la UDMR, domnul Modior Loran, prietenul meu, și echipa de fotbal Șoimi Pâncota. Ar fi trebuit să ne turnăm cenușă în cap după meciul de la Caransebeș, a glumit secundul lui Dragomir în vreme ce președintele Dan Băbuț a completat. Sper ca băieții să se fi trezit după acest duș rece și pe viitor să nu mai pierdem niciun meci, a spus Dan Băbuț. A urmat apoi și partea de suflet a acțiunii. Pe teren au intrat copiii de la centrul de plasament din Halmeu, care preț de jumătate de oră au încins o miuță cu jucătorii Olimpiei, iar la final cei mici au primit donații în minci și tricouri cu autografele galben-albaștrilor. Băieții au răspuns provocării pozitiv și chiar aveau nevoie de un duș rece după meciul de sâmbătă de la Caransebeș. Bineînțeles că am făcut și noi într-un scop caritabil, am adus de la Casa de Copii de la Halmeu, am adus 15 copii care vor susi în curând la teren, se vor juca aici fotbal cu băieții, le vor arăta cum își desfășoară antrenamentele și pe urmă când vor pleca, nu vor pleca cu mâna goală, vor pleca cu mingile cu care se vor juca și cu un rând de tricouri pentru fiecare dintre ei. Cunoscută sub numele de Ice Bucket Challenge, provocarea găliții cu apă rece este folosită în special pentru a sprijini donațiile pentru ajutorarea celor care suferă de boala Lou Gehrig. Este boala de care suferă fizicianul Stephen Hawking. Cei care răspund provocării trebuie să facă și o donație în scop umanitar. Campania a strâns până acum 22,9 milioane de dolari pentru pacienții care suferă de scleroză amiotrofică laterală. Fenomenul Ice Bucket a fost lansat în România de președintele executiv al lui Dinamo, Constantin Anghelache. El a provocat atunci pe Adrian Mutu, Dinu Gheorghe și Flaviu Stoican. Olimpia va întâlni Unirea Jucu în faza a 5-a Cupei României. Partida se va juca marțea viitoare de la ora 16:30 pe terenul din Jucu, iar echipa învingătoare va întâlni în faza următoare a competiției o echipă din Liga 1. Oficialii Olimpiei declară că vor trata cu maximă seriozitate meciul de la Jucu și că își doresc o calificare în 16-mile competiției. S-au schimbat multe în regulament, unele chiar la cererea mea în calitate de președinte la ședință. Am cerut să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani când am avut acea problemă cu Rapidul. S-au schimbat regulile, de acum încolo cine este extras acolo se joacă, nu contează ora și alte condiții. În condițiile astea vom da și noi atenție mai importantă, vor fi premiați toți și cei care pierd și cei care câștigi, deci s-au schimbat anumite lucruri în bine, zic eu, și atunci toate echipele și din ligi inferioare sunt motivate să joace și să meargă mai departe în această cupă. Și ultima achiziție a Olimpiei, fostul mijlocaș al Stelei, Mihai Onicaș, abia așteaptă confruntarea din cupă. Sunt pregătit și sper să intru pe teren în meciul de cupă. Mă simt bine aici la Satu Mare și voi încerca să-mi ajut colegii să ne îndeplinim obiectivele, a spus mijlocașul Olimpiei. Unirea Jucu face parte din seria 5 a Ligii a 3-a. Jucu a promovat în urmă cu un an în eșalonul 3 după ce a învins la baraj campiona județului Satu Mare, Someșul Cărășeu, cu 1-0. Iată programul fazei a 5-a. Aerostar Bacău, Sport Club Bacău, Cetate Târgu Neamț cu Rapid Suceava, Farol Constanța, Săgeata Năvodari, Vitrul Axintele, Unirea Slobozia, Gorea Buzău cu CF Brăila, Ștefănești cu Berceni, Câmpina cu Unirea Târlungeni, Voluntari cu Mioveni, Chindia Târgoviște cu Academia Pitești, Argeș, Feciol Slatina cu CSM Râmnicu Vâlcea, FC Caransebeș, Metalul Reșița, Șoimi Pâncota cu Poli Timișoara, Unirea Jucu, Olimpia Satu Mare și Arieșul Turda, FC Bihor Oradea. Partidele din faza a 5-a Cupei României Timișoreana, ediția 2014-2015, vor avea loc marți 9 septembrie 2014 de la ora 16:30. O veste tristă a lovit ca un fulger sportul sădmărean. Cel mai titrat și longeviv antrenor, maestru Liviu Ghețe, a încetat din viață la vârsta de 67 de ani, luni seara. Din păcate, boala necruțătoare a fost mai puternică și l-a luat la cerul pe cel care a fost un antrenor și un om deosebit dedicat, devotat, iubitor al sportului cu mănușa.
Colegilor și prietenilor care au primit vestea cu mare tristețe în suflet, parcă nu le venea să creadă că un om ca maestrul Ghețe s-a stins prematur din viață. Din păcate, nu va mai auzi bătaia gongului de la competițiile la care ar mai fi trebuit să participe alături de elevii săi încă mulți ani de acum încolo. O carieră de peste 50 de ani în box a avut cel care până mai ieri era antrenorul de la CS Voința. A antrenat generații de campioni, printre care amintim pe Vasile Tivadar, Mihai Ciorcaș, Gigi Căcău, Attila Vereș, Ioan Gavriș, Ioan Gherem, Sorin Tătar și mulți alții, care îi datorează foarte mult maestrului, care i-a format ca oameni și apoi sportivi și de plâng acum trecerea în neființă a mentorului lor. Cariera de antrenor are un palmares impresionant, peste 500 de medalii la campionate naționale și internaționale. A fost cu siguranță cel mai titrat și longeviv antrenor pe care l-a dat sportul sădmărean. Înainte de toate a fost soț, tată, bunic de excepție. Pe lângă box își găsea timp să petreacă și alături de familie. Din păcate, aseară s-a stins din viață unul care a fost om de aleasă omenie și mare om de box, nu numai la nivel de județ, la nivel național, maestru Liviu Ghețe. Cu durere trebuie să vă spun că ne despărțim de el și cuvintele cred că sunt deprisos, nu găsesc cuvintele pe care le-aș putea folosi pentru a-l elogia suficient. În decursul carierei antrenor și nu numai și ca sportiv, maestrul Liviu a avut peste 50 de ani de activitate și ca și antrenor a obținut peste 500 de medalii la diverse competiții naționale și internaționale. Ne alăturăm și noi conducerea Asociației Județene de Box, domnul președinte Gavrișan, împreună cu subsemnatul, în a transmite condoleanțe, sincere condoleanțe familiei și întreaga noastră compasiune și ne luăm adio de la cel care a fost prietenul nostru drag, Liviu Ghețe. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru boxul sătmărean și ne vom aduce aminte cu plăcere tot timpul despre domnia sa. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Liviu Ghețe s-a născut la 12 decembrie 1947 în localitatea Giungi, iar pe 1 septembrie 2014 boala care l-a măcinat de ceva vreme l-a luat dintre noi. Prezent la gala de box de la Carei, maestrul Liviu Ghețe a ținut să mulțumească organizatorilor pentru reușită, spunând că aceasta poate fi ultima lui gală. Parcă știa că nu va mai putea duce la nesfârșit această luptă nedreaptă și inegală, spunând atunci: nu se știe ce surpriză ne rezervă viața. Cei care vor să-și ia rămas bun de la maestru sunt așteptați miercuri seara de la 18 la capela cimitirului de la Balta Blondă, numărul urmând să aibă loc joi la ora 14 la același cimitir. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Stabilă și șanse de precipitații, anunță meteorologii pentru ziua de mâine. Bună seara, rămâneți alături de mine pentru a urmări prognoza meteo. Haideți să vedem temperaturile pentru mâine în peninsula iberică. Meteorologii prognozează 25 de grade în capitala Portugaliei și 32 în cea a Spaniei. Se înseninează deasupra Parisului, unde meteorologii anunță 24 de grade. La München și Budapesta încă destul de rece și ploi. În Roma maximele vor fi de 26 de grade și descărcări electrice. Țara, instabilitatea atmosferică continuă, așa că ne așteptăm la averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În ceea ce privește regimul termic, acesta rămâne relativ stabil. 28 de grade anunță meteorologii mâine în Timișoara și Iași, 25 în Brașov și Constanța, bucureștenii vor avea parte de 30 de grade Celsius, iar în Cluj-Napoca 23 și fulgere. Nici regiunea de nord-vest nu este mai norocoasă și aici instabilitatea atmosferică poate duce la furtuni. Maximele nu vor depăși 28 de grade în Satu Mare și în Bihor, iar minimele vor fi de 16 grade. În județ la noapte gradele rămân aceleași, 16 în Carei, Tășnat și Satu Mare, iar în Negrești-Oaș 15 grade. De grade anunță meteorologii pentru mâine în Satu Mare, Carei și Tășnat. Sunt șanse de ploi, așa că fiți precauți și luați umbrela la voi. În municipiu se anunță ploi, gradele însă urcă ușor, astfel mâine maximele vor fi de 28 de grade, iar minimele de 16 grade. Atât pentru azi despre vreme, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă!
Atât pentru astăzi, sunt Silvia Cech și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Nord Vest TV. La revedere!